vreau să vă arăt astăzi o problemă pe care am pățit-o cu cauciucurile Lithion 2 de la Michelin. Nu știu acum dacă este problemă de fabricație sau pur și simplu nu au fost bine depozitate la distribuitor, dar vreau să vă arăt ce s-a întâmplat. Primul e un cauciuc care l-am avut acum vreun an și pur și simplu după o cursă mi-a explodat în cameră. Și nu pot să zic că am avut presiune foarte mare, eu nici nu merg cu presiune foarte mare în anvelope. N-am pățit, vă zic, în toți anii ăștia de biciclin, niciun cauciuc, la niciun cauciuc nu am pățit să-i explodeze, să-i se crape carcasa. Vedeți toată tăietura aceasta, nu știu cât de bine se vede, dar trebuie să se vadă. Pur și simplu a explodat în cameră, fără să merg pe ea. A crăpat după 500 de kilometri. A se observa că uzura pe partea de pe unde rulăm e aproape inexistentă. Deci mai avea multă viață, dar pur și simplu a crăpat carcasa. Ce am mai observat e cauciucul acesta de pe lateral, cauciucul de pe zona de rulare e bun, dar cauciucul ăsta care ține carcasa, cauciucul de pe care ține pânza împreună, pur și simplu e foarte fărămicios. Parcă ar fi fost, ori nu a fost bine depozitat, a intrat în contact cu ceva de la atacat, ori parcă ar fi stat în soare 100 de ani. Și nici asta nu prea ține, pentru că am cauciucuri Michelin de vechi de 30 de ani, care n-au nicio problemă. Iar ăștia sunt relativ noi, cred că n-au 2 ani. Deci sunt niște cauciucuri relativ noi pliabile, Michelin Lithium 2, dar uitați cum arată cauciucul pe el. E foarte, foarte, foarte rău se prezintă. Și vreau să vă arăt. Am crezut că numai la ăla e problema, dar acum a apărut aceeași problemă și la acesta. Ia uitați aici cum se fărâmițează cauciucul pe lateral. Deci cauciucul pe partea de rulaj n-are nimica, unde rulăm nu are nimica, iar cauciucul ăsta de ține carcasa e varză. Și haideți să vă arăt că a apărut și la ăsta, tot așa o gâlcă, crăpă tot carcasa asta și ia uitați cum e fracturat aici. Deci nici ăsta nu o să mai țină mult. Și nu numai în zona asta are o problemă, stați că vă mai arăt. Ia uitați, și aici se strâmbă. Pur și simplu carcasa cedează fire. El sunt mai multe straturi cum e format și nu mai stă unde trebuie și pur și simplu cu timpul crapă de tot. Se rupe stratul acesta exterior de pe cel de bază. Tot anii ăștia de biciclet n-am pățit... N-am avut nicio problemă. Toate cauciucurile la mine am mers cu ele până la când au apărut ațele aici pe coamă. Deci n-am pățit la niciunul ce am pățit cu cauciucurile acestea de la Michelin. Lithium 2. Am avut și Pro Race, nicio problemă la Pro Race, dar la acestea la Lithium 2, vedeți, nu e un caz. Am crezut prima dată, uite mă, am ghinion cu ăsta, crăpă. Dar și ăsta văd că pe aceeași, o să aibă aceeași soartă. Ce să fac? O să mai merg cu el pe lângă oraș cât pot, rulaj din ăsta până se duce de tot, că prea multe, prea lucruri prea grave n-au ce să se întâmple, mai ales că e pe spate. Dar vă zic, aveți grijă cu cauciucurile acestea, nu vă recomand, ceva e neregulă cu ele. Poate vede și cineva de la Michelin și verifică ce s-a întâmplat cu... Vă zic, am cauciucuri Michelin, erau printre cele mai bune, vechi de 25-30 de ani, pot și acum să le pun, n-au nici cea mai mică problemă. Iar ăștia, relativ noi, sunt deja bune de aruncat la gunoi. Over and out! Buh!